Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii noastre Actualități Regionale. Astăzi avem plăcerea de a-l avea invitat în studioul Telemoldova pe domnul Marius Mihai Micu, este secretar de stat în Ministerul Agriculturii. Bine ați venit, domnule ministru! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Bună seara, telespectatori! Ne bucurăm foarte mult că ați venit la noi, pentru că sunt foarte multe semne de întrebare în ceea ce privește, modul în care merge agricultura în România. Știți că de ani de zile se discută despre faptul că fermierii români întâmpină tot felul de probleme, că există o concurență puternică în ceea ce privește produsele agricole din afară. Mai există și acea vorbă că nu prea sunt primiți în supermarketuri. Și, sigur, s-a amplificat foarte mult acest lucru și chiar se ajunge uneori la tot felul de extremisme, nu? Care nu fac bine nimănui. Suntem o țară europeană și nu e bine să spunem că ea că vin străinii și ei sunt agreați și românii nu sunt agreați. Există tot felul de lucruri de genul ăsta. Da, într-adevăr, ați descris bine situația. Și într-adevăr, în ceea ce privește mai ales sectorul legume-fructe, că este o temă de actualitate astăzi, având în vedere prețul scăzut pe care comercianții îl oferă producătorilor agricoli, accesul într-adevăr limitat, să spun așa, în ceea ce înseamnă supermarketuri, marile lanțuri. În marile lanțuri de magazine, dar cumva trebuie să regândim tot ceea ce înseamnă sectorul legumicultură din punctul meu de vedere, și asta înseamnă că va trebui să începem cu o formă de organizare a producătorilor agricoli. Trebuie să regândim cumva programele de ajutor pe care le avem de intervenție în piață ca să corespundă acestei noi reorganizări. Vă referiți la tot ce înseamnă suma asta de subvenții, de finanțări? De... Da, aici intră partea de subvenții, ajutorul de minimis, programele pe diferite tipuri de legume pe care le avem în derulare. Și ce vreau să spun? Ce înseamnă? Bun, organizare ar fi primul element, reglementare și măsuri de intervenție în piață. Măsuri de intervenție în piață nu sunt altele decât instrumentele financiare de care noi dispunem astăzi. Exact, suntem într-o economie de piață și statul da. E destul de limitat, guvernul e destul de limitat în a interveni. Într-adevăr, asta ar trebui să se înțeleagă foarte bine. Deși poate multă lume ar aștepta o fermitate mai mare, adică ca guvernul să intervină mai mult pentru a stopa anumite dezechilibre. Suntem într-o economie liberă de piață unde balanța asta între cerere și ofertă guvernează ceea ce se întâmplă în piață. Însă, revin la ideea formelor de organizare, în sensul că avem acest sector legumicultură unde are o specificitate anume, și așa și este, în sensul că avem mulți producători agricoli în acest sector care cultivă suprafețe mici de teren. Și atunci trebuie să găsim echilibru cum între producția pe care aceștia o obțin și cererea din partea marilor lanțuri de magazine pentru a pune acea producție obținută de către producători pe raft. Ceea ce înseamnă că marile lanțuri de magazine cer niște condiții minime de în ceea ce privește producția, și anume sortare, ambalare și etichetare, și atunci lucrurile astea nu le fac ei acolo? Adică, de exemplu, legumele trebuie să vină gata sortate, gata etichetate, gata... Nu, ele trebuie cumva să vină pe, cel puțin pe categorii de calitate. Într-adevăr, se poate efectua și în supermarket, dar da. Supermarketul este buyer-ul și atunci cel care cumpără dictează, cel care plătește exact, dictează... condițiile, termenii contractului. Termenii contractului. Plus că avem setul de analize care este cerut, certificări care sunt cerute de retailer, precum Global Gap, care presupune anumite condiții în ceea ce
privește pesticidele. Bun, și atunci trebuie să facem cumva să ajutăm fermierul să corespundă acestor cerințe, că despre asta este vorba, să poată răspunde cererii din piață. Și atunci, de exemplu, avem ajutorul de minimis pentru legume cultivate în spații protejate, care anul ăsta a avut o alocare de 150 de milioane în lei, în euro o valoare de 30 de milioane de lei, cu un ajutor pe 1000 de metri pătrați cu spațiu protejat, ajutorul financiar fiind de 2000 de euro pentru producător. Sprijin care va fi alocat sau mai pe românește va intra în buzunarul fermierului în ciclu 2 de producție, întrucât n-am reușit în ciclu 1 să acordăm acest sprijin. Ce înseamnă ciclu 2 de producție? Dar sunteți specialist, sunteți da, prodecan la Universitatea Agronomică București. De bază că fac o paranteză. Vorbiți puțin ca în tehnic, dar... La bază sunt cadru didactic și mai precis șef lucrări în cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București și da, într-adevăr sunt prodecan, am fost prodecan, sunt prodecanul suspendat acum. De ce ați fost suspendat? M-am autosuspendat în noua poziție, trebuie să fac acest lucru. Sunt prodecanul Facultății de Management și Dezvoltare Rurală, fiind cadru didactic în această facultate. Bun. Programul deci proiectul ăsta, practic, programul ăsta vă vine ca o mânușă. Programul ăsta, noi l-am adaptat, să-i spunem așa, este vechiul program Tomata, care, de fapt, de anul acesta nu se mai adresează decât doar tomatelor, culturii de tomate și se adresează nu tuturor legumelor în general. Vom finanța, să spunem, 4 legume. A fost extins și avem tomată, castraveți, vinete și ardei. Inițial, când ne adresam ciclului 1, aveam și varză, dar fiind în spații protejat, cultura trebuie să fie în spațiu protejat, adresându-ne în ciclu 2 și o să explic imediat, adică producție obținute în toamnă și mai precis după 2 noiembrie. Sunt două tipuri de producție. Cultura de varză în câmp și atunci să nu existe... Deci, practic, un fermier are două producții într-un an. Poate avea două producții într-un an. De fapt, programul se adresează producătorilor agricoli care obțin producții în extra sezon, nu în perioada convențională de cultură. De ce? Pentru că Uniunea Europeană, regulamentele ne permit să acordăm aceste ajutoare de minimis sectoarelor aflate în dificultate în anumite condiții decât cele convenționale. Și atunci una din problemele noastre în a pune legume și legume pe masa consumatorilor este să, pentru că noi nu putem pune legume pe masa consumatorului pe tot parcursul anului, am încercat să extindem această perioadă, de fapt. Și atunci, ori punem timpuriu în primăvară, să scoatem o producție în primăvară mult mai timpuriu decât cea convențională, care presupune cheltuieli suplimentare pentru producător, adică încălzirea solarului. Sigur, pentru că timpul nu permite, logic. Exact, pentru că timpul nu permite și, de fapt, noi asta subvenționăm, cheltuiala suplimentare pentru a obține o producție în extra sezon. Și, practic, ăsta este ciclu 1, producția obținută în primăvară, iar ciclul 2 este producția care poate fi obținută în toamnă, unde, de asemenea, decontăm, practic, aceleași cheltuieli care presupun obținerea producției. Am observat aici că... cultura, încălzirea solarului. Și programul se adresează anul ăsta producțiilor obținute după data de 2 noiembrie până la data de 2 decembrie, care este pusă în piață în această perioadă, documentele finale putând fi puse până pe data de 3 decembrie, urmând ca producătorii agricoli să primească sumele de amintite anterior. Și atunci, eu zic, pentru a reduce acest deficit și a reduce, de fapt, sau a veni ca soluție pentru problemele care nu le întâmpinăm sau nu le-am întâmpinat doar anul acesta, este să regândim cumva acest program.
Și atunci organizarea producătorului agricol presupune gândirea acestui program pe trei nivele, în sensul în care ne adresăm producătorului ca și până acum pe certificatul de producător cu un anumit quantum, cu o anumită intensitate de sprijin. Ne vom adresa, să spunem așa, pe un nivel superior persoanelor juridice, adică acelor producători care... Firmelor. Nu, acelor producători agricoli care fac pasul către entitatea juridică, care o doresc dânsii SRL, PFAI, că sunt mai sunt multe forme. Bun. Și asociațiilor bănuiesc a treilea, și nu? Pe nivelul 3 formelor asociative și da. Aici când spun forme asociative mă refer la cooperativele agricole care practic vor avea mai există cooperative agricole? Vor avea intensitatea de sprijin cea mai mare. Da, există cooperative agricole. Știu că este un subiect care... Chiar eu sunt uimit acum când știu că s-a luptat atât de mult să fie desființate, să se dea pământul înapoi la oameni. Ei s-au adunat înseamnă în anumite locuri din nou. Da, bine. Acum, bună întrebarea dumneavoastră că mă ajută să clarific să zic așa o neînțelegere existentă în piață sau printre fermierilor, în sensul că când vorbim astăzi sau spunem cooperativa agricolă astăzi, este cu totul altceva față de cooperativa agricolă sau pe care o știm noi înainte de 1990 și mai anume și mai precis CAP-ul. De ce? Pentru că în primul rând este o entitate privată, cooperativa agricolă astăzi, care este deținută și acționariatul de fapt este al producătorilor agricoli care constituie această entitate economică. Nu este mai mult decât o altă formă ca și entitate economică de organizare existentă în piață pe lângă SRL, IFE și așa mai departe, care aduce niște avantaje fiscale producătorilor agricoli care doresc să facă acest pas. Nu numai că încep să existe din nou astăzi aceste cooperative agricole, dar sunt și soluția pentru viitor, din punctul meu de vedere, mai ales pentru acest sector legumicultură, unde, după cum vă spuneam, că sunt mulți producători agricoli care cultivă suprafețe mici de teren. Ceea ce este un dezavantaj și pentru ei. Ceea ce este un dezavantaj și pentru ei, în sensul că au costuri ridicate de producție, și se reflectă în costul de producție per kilogram, pe tipul de cultură. Accesul și, de fapt, acest cost vine din costul ridicat de input-uri și al lucrărilor agricole, al puterii de negociere în vânzarea produselor agricole și nu numai. Și atunci, când sunt mai mulți la masă, pot face investiții, ei devin eligibili pentru investiții, pentru că astăzi o persoană fizică, nu vorbesc de persoana fizică autorizată, nu poate face accesa fonduri europene. Clar, da. Și atunci dacă pe ajutorul de minimis venim cu această regândire a programului, îi și ajută să se reorganizeze în aceste forme, care ulterior le va permite și accesul la fondurile europene, pentru că astăzi suntem în perioada de tranziție 2021-2022, unde avem o anvelopă totală de 3,26 miliarde de euro, unde pe măsura 4.1, care include și producția vegetală și în speță legumicultura, avem o alocare de aproximativ 800 de milioane de euro, unde din acești aproximativ 800 de milioane, 100 de milioane de euro sunt special pentru prima dată se adresează anvelopa și o să vă explic de ce pentru prima dată se adresează doar sectorului legumicultură pentru înființarea de sere și solarii, iar pe cealaltă subcomponentă se adresează tot pentru legumicultură, dar pentru partea de procesare 50 de milioane, deci în total 150 de milioane. Până acum, măsura aceasta 4.1 avea o anvelopă totală în care intra și zootehnia, vegetalul sau subsectoarele din fiecare sector, implicit legumicultura, și era o competiție între sectoare, să-i spun așa. Iar pentru prima dată anul acesta,
ne-a ajutat și această perioadă de tranziție. Sub măsura 4.1 a fost regândită și anume având 8 subcomponente, adică cu alocare separată pentru fiecare sector în parte, și atunci nu mai există lupta aceea între competiția între sectoare. Adică avem bani alocați strict pentru legumicultură. Înseamnă că practic și area se mărește, area de finanțare. Practic ce se întâmplă în perioada de tranziție, măsurile vechi din Planul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, însă banii sunt din noua învelopă. Da. Practic, acești 3,26 miliarde de euro, care fac parte, practic, din învelopa Programului Național Strategic, care se va finanța în 2027 și practic el va începe acest PNS, cum e el cunoscut, în 2023, întrucât am avut aceste negocieri în trialog care au durat foarte mult, dar iată că în sfârșit s-a ajuns la un consens și în ceea ce privește noua politică agricolă comună, și atunci a fost necesară această perioadă de tranziție. Iar Planul Național Strategic sau Planurile Naționale Strategice și-au redus perioada în cea amintită 2023-2027. Am văzut că în programul nostru puneți foarte mult accent și pe stațiunile de cercetare. Da, pun în mandatul, să spun așa, al meu accent pe stațiunile de cercetare, pe cercetare în sine, dar și pe educație, cumva... Și pe educație, da, eu am zis să le luăm pe rând. Da. Să ajungem și la educație, care într-adevăr... Am spus așa, componenta asta, educație, cercetare, pentru că... Da, ele se întrepătrund. Exact, se întrepătrund, sunt complementare cumva și mă și obligă, pentru că vin din mediul universitar și atunci mă și obligă... Și noi avem aici o comunitate puternică. Să mă aplec mai mult, zic eu, pe aceste două componente. Educația și cercetarea este baza, în general. Și viitorul în același timp. Și viitorul în același timp. Și de aceea mă axez pe aceste două componente. În ultimii ani, cercetarea a avut mult de suferit. Chiar ea a fost cumva, a scăzut așa dramatic începând cu anii 90. Fondurile alocate au fost din ce în ce mai mici. Știm, de altfel, chiar cazul celebru cu stațiunea aceea de cercetări ICA din București, care a fost și un mare scandal, să spunem așa. Au ajuns la un moment dat să fie pur și simplu doar terenurile, doar patrimoniul să fie exploatate și nu mai interesa pe nimeni de oameni, de programe de cercetare și așa mai departe. Da. Și asta nu numai acolo, cred că a fost pe o arie mai largă în România. Da, într-adevăr, cercetarea a fost subfinanțată, însă Ministerul Agriculturii a încercat să găsească măsuri de intervenții și astfel finanțează planul sectorial pentru cercetare și dezvoltare din domeniul agricol și dezvoltare rurală. Este la a doua etapă, și anume 2019-2022. Va urma și următoarea etapă, tot pentru 4 ani ca și aceasta. Și alocarea inițială, bugetul inițial pe programul ADER, cum este el cunoscut, ADER, da. în limbajul ăsta, în limbajul academic, sau mă rog, în comunitatea de specialitate, da. Programul ADER a avut o alocare totală de 116 milioane de lei. Au fost contractate 100. Eu nu-mi dau seama, e mult, e puțin? Întotdeauna se poate și mai bine. Se poate și mai bine, da. Să ne referim așa la un standard decent, să ne raportăm, de finanțare. Un standard de decent de finanțare. E deasupra, e sub. Vom putea discuta concret anul viitor, când vom stabili noua arhitectură a programului de finanțare.
Bineînțeles că eu mi-aș dori ca această anvelopă să fie cât mai mare, pentru că întotdeauna ea, mai ales fiind subfinanțată, avem, trebuie să suplinim cumva exact, și ceea ce, sunt ceea ce, exact ceea ce am și pierdut. Mă refer aici pe componenta sectorului agricol, care ne este cumva în... Deci, probabil că e foarte greu să recuperezi niște pierderi survenite în, atâția zeci de ani. Este greu, am pierdut și stațiuni, am pierdut și institute, dar mie îmi place să privim așa întotdeauna spre viitor, să nu rămânem cramponați în trecut și cu ce avem din acest moment să construim în sensul pozitiv al lucrurilor. Din acești 116 milioane au fost contractați 108. Deci pe toată țara e vorba de suma. Da, este pe toată țara, ceea ce înseamnă 111 proiecte de cercetare. Pe Moldova? Suntem în Moldova, în zona Moldovei. 4,1 milioane lei a fost alocarea din acest proiect. Cred că mai puțin de 1 milion de euro. Mai puțin de 1 milion de euro, dar cursul euro variază, depinde la ce an ne raportăm. Alocarea pe 2021, pe această etapă, a fost de 38 de milioane de lei. Din toate cele 111 proiecte, pe zona Moldovei, pe regiunea Moldovei, au fost 14 proiecte. Pe toate județele Moldovei. 14, nu 111. Da, 14, cam, da. Cam puțin, mi se pare, față de, nu? Acum contează și distribuția stațiunilor și institutelor de cercetare la nivel regional. Oarecum a fost o competiție de proiecte, ceea ce înseamnă că nu a fost o alocare pe regiuni. Da, nu s-a împărțit așa exact. Echitabil sau... Cumva s-a încercat. S-a încercat. A contat și eforturile fiecăruia de a atrage banii ăștia. Bineînțeles. Bineînțeles, temele propuse, proiectele au fost, mă rog, inițial propuneri, că inițial au fost propuneri, au fost analizate și în funcție de rezultatele obținute, situația a fost de 14 proiecte. Cumva în acest mandat preiau, pentru că eu secretar din secretar de stat de anul acesta, din martie, și programul a început în 2019, deci practic continui ceea ce s-a început în 2019. Da. La anul vom avea o altă abordare în ceea ce privește cercetarea agricolă, precum și educația. Da, Ministerul susține financiar liceele tehnologice cu profil preponderent agricol. Ne puteți spune care sunt liceele din zona Moldovei care vor beneficia de astfel de finanțări și specific, așa, cam în ce va consta această finanțare? Da, într-adevăr, Ministerul Agriculturii de anul trecut a început să susțină liceele cu profil agricol, și anume 57 de licee la nivel național. Anul trecut am avut o alocare bugetară de 10 milioane de lei, anul acesta a crescut cu 50% și anume a ajuns anvelopa totală, suma totală a ajuns la 15 milioane de lei. Din cele 57 de licee și-au exprimat intenția, să spun așa, 56 din cele 57, însă am discutat și cu acel liceu care nu a demarat procesul și la anul va fi în... S-au mișcat mai greu. S-au mișcat mai greu și probabil se vor... Trebuie depuse foarte multe formulare, documentație, nu? Da. Iar alocarea pe zona Moldovei este de, din cele 15 milioane anul acesta, este de aproximativ 3,2 milioane de lei. Și în ceea ce privește Iași, că suntem în Iași, da, avem trei licee agricole. Trei licee, da. Care Caralan Vasiliu, la Podul Iloai, da, la Miroslava avem la Miroslava și Vasile Adamachi. Da, în anul trecut, Vasile, colegiul agricol și de industrie alimentare, Vasile Adamachi,
a beneficiat de un sprijin de 175.000 de lei și au achiziționat un tractor. Anul acesta au beneficiat, beneficiază de fapt, că este în curs de, 200, de o alocare de 225.000 de lei și investiția face referire la achiziția unui solar, precum și dotarea cantinei sau și alte echipamente agricole de mică capacitate. Liceul Agricol Haralam Vasiliu Podul Iliuaiei anul trecut a beneficiat de un sprijin de 175.000 de lei, iar anul acesta beneficiază de un sprijin de 157 de lei pentru reabilitarea fermei didactice. Iar în ceea ce privește Miroslava, cum da. Este cunoscut în zona dumneavoastră, anul acesta beneficiază de asemenea de o alocare de 157.000 de lei, care presupune dotarea laboratoarelor de specialitate. Din diverse motive, precum liceul de anul acesta de care vă vorbeam, anul trecut nu a beneficiat de... Probabil că, da. Deși avea repartizat o alocare de 175 de lei. Probabil că se lovesc de probleme astea birocratice sau de capacitatea lor de a întocmi documente, acte. Da. Trebuie să ai oameni pentru asta, pregătiți, nu bănuiesc. Nu e simplu, nu? Să faci o... Să știți că procedura nu este una foarte complicată, pentru că am decis să ajutăm învățământul agricol și atunci am încercat pe cât posibil să simplificăm lucrurile, să nu birocratizăm. Dar eu pun... pe faptul că a fost primul an și mobilizarea a fost un pic mai greoaie. În cadrul departamentului, din cadrul ministerului, avem chiar oameni foarte devotați în ceea ce privește învățământul agricol. Trebuie să mărturisesc lucrul ăsta și cumva în sensul pozitiv își depășesc atribuțiile, dar în sensul pozitiv, în sensul că le oferă consultanță pe cât au nevoie să ducă lucrurile la bun sfârșit, pentru că, de ce nu, și eu trebuie să recunosc, dacă tot am reușit finanțarea aceasta, și vreau să fie pusă în practică, adică să... Și de ce nu să aveți noastră studenți, să aveți studenți destui, pentru că probabil că majoritatea studenților, pepiniera lor este în aceste licee de profil, nu? Da, și nu acum, în adevăratul sens, numărul de studenți care, de elevi, totuși este redus în liceele agricole și... Nu prea mai optează așa, nu? Nu prea mai optează, păi, dar noi trebuie să îmbunătățim acest lucru, pentru că agricultura de astăzi nu mai este agricultura de ieri și avem nevoie de forță de muncă în agricultură. Da, majoritatea se duc la IT, la... Precum avem și în celelalte sectoare. O problemă a României, forța de muncă astăzi, care o regăsim și în agricultură. Dar va trebui să înțelegem că, după cum spuneam, că agricultura de astăzi nu mai este cea de ieri. Trebuie să ne uităm condițiile de muncă pe care le oferă posturile disponibile. Trebuie să ne uităm cu ce utilaje lucrăm astăzi, trebuie să ne uităm la valorile utilajelor, adică trebuie să recunosc că m-am urcat într-o combină, într-o combină modernă, în sensul că bănuiesc e nouă și atunci mă cam încurc acolo cu toate butoanele și cu toate dispozitivele. Cu softuri se lucrează. Cu softuri, adică sunt foarte bine echipate din punct de vedere tehnologic. Nu mai e tractorul pe care știm noi de pe vremuri, nu? Exact. Și, da, bine, asta dacă... Tot de o soare. Dacă vorbim de un operator, da, mă rog, varietatea locurilor de muncă este mult mai mare. Da, adică trebuie să fie bine instruit să poată conducă un astfel de echipament de sute de mii de euro și trebuie să mai recunoaștem că și partea financiară, și anume salariul, veniturile care se obțin în sectorul agricol, adică lucrând în ferme, a crescut considerabil astăzi, mai ales în ceea ce privește mecanizatorii agricoli.
Da. Și atunci trebuie să reprezinte opțiuni pentru piața de muncă. Asta vreau să vă întreb. Ce perspective se oferă absolvenților? Ce fel de joburi și dacă sunt atractive? Acum, educația, până să discutăm diversitatea joburilor, care este cunoscută că vine pe profilele clasice ale învățământului agricol. Învățământului agricol și al ce înseamnă agricultura ca sector, da, ca sector de economie. De economie. Da. În economie. În economie. Pe lângă învățământul preuniversitar clasic, să-i spun așa, liceu, și îmi scapă acum termenul, avem învățământul profesional, școala profesională, avem învățământul dual, care eu consider că ar trebui să fie o opțiune pentru liceele agricole, de luat în seamă și de pus în practică, pentru că oarecum este mai flexibil decât învățământul profesional, în sensul că avem o perioadă mai mare de practică. Și oferă și o calificare mai bună. Avem implicit practica, da. Oferă nu, dar și ca documente de studii, am înțeles că învățământul dual poate fi echivalent la un moment dat cu învățământul liceal. Da, în ceea ce privește manualele, sunt partea teoretică de bază, dar operatorul economic, entitatea economică care intră într-un astfel program poate să vină cu propriile manuale cu care fac, practic, transpun tehnologia pe care o au în cadrul procesului de producție și atunci și din punct de vedere teoretic, dar și din punct de vedere practic, ar răspunde mai rapid necesității operatorului economic pe tipul de producție pe care îl desfășoară. Exact, am observat că mai avem foarte mult și pe stagiile de practică. Astea se fac în ferme, bănesc. Da, noi punem, sau eu pun accent pe stagiile de practică. Ce se întâmplă? Pe lângă această finanțare, învățământul agricol o să beneficieze și de finanțarea care va veni din PNRR, va mai beneficia și de o componentă din Planul Național Strategic, însă va trebui și la asta lucrez de la preluarea mandatului să creionăm în cadrul Ministerului o strategie în ceea ce privește învățământul agricol pe o anumită perioadă, zic eu, de 4 ani. Vă referiți la programă, la o modernizare a programei? Include și aceste elemente. Ideea este că am început să facem investiții, dar aceste investiții va trebui să îndeplinească și anumite obiective pe care vrem să le identificăm și să le includem în această strategie. Și această strategie nu poate fi făcută decât cu în consultare publică, în sensul că trebuie să ne consultăm cu liceele agricole, cu entitățile sau cu ONG-urile care sprijină educația agricolă, trebuie să ne întâlnim cu agenții economici care activează și care vor prelua până la urmă specialiștii formați acolo, nu? Prelua specialiștii vor absolvi cursurile, fie școlii profesionale sau învățământului liceal sau dual și, de ce nu, cu societatea în sine. De ce? Pentru că avem o anumită percepție asupra liceului, învățământului agricol, pe care trebuie să o schimbăm. Și atunci această schimbare pleacă de la părinți. Părinți care pot influența decizia copilului. Și atunci, de asta corelez un pic cu Planul Național Strategic, pentru că în PNDR și va continua și în Planul Național Strategic, avem componenta de formare continuă, care poate fi cumva în viitor organizată prin intermediul acestor licee agricole și să va trebui să găsim această formulă, unde vom forma părinți, de fapt părinții care vor aduce de fapt viitorii elevi în aceste unități. Deci practic un parteneriat cu
părinții, parteneriat așa? Poate fi spus și așa. Da. Știți că în accesarea fondurilor europene astăzi trebuie componenta asta de educație, adică trebuie să fii format să fii absolvit la o unitate în domeniu pe diferite nivele de studiu, fie preuniversitar, universitar sau pe formare continuă. Și atunci avem o atractivitate a posibililor beneficiari care pot fi și părinți, printre altele, și tocmai părinții venind să se formeze în liceele agricole pentru a se califica, pentru a putea depune proiecte, vom arăta ce înseamnă liceul agricol astăzi și atunci mă gândesc eu că părinții vor putea îndruma proprii copii mai ușor către liceele agricole și va fi un efort continuu, zic eu, prin această strategie și prin această finanțare, dar și cu ajutorul dumneavoastră, care media, care sper eu, cu care acest nucleu vom încerca și sper să și reușim să schimbăm percepția asupra. Păi, după această emisiune, eu sunt convins că va crește foarte mult apetitul părinților pentru a-și da copiii la învățământul agricol. Era bine să fi fost un pic mai devreme, că s-a terminat perioada de înscrieri, dar niciodată nu-i prea târziu, putem continua această serie a discuțiilor. Dar am observat că printre preocupările noastre vis-a-vis de aceste proiecte pe care le aveți, există și o intenție de a conecta aceste licee agricole cu stațiunile de cercetare. În ce sens? Da, aici făceam referire și la perioada de practică. Zic eu că am și reușit într-o variantă prototipă a noastră să avem un schimb între... Deci deja ați început să puneți în practică lucrurile. Să punem în practică. Ați depășit stadiul de intenție. Exact. Chiar de aici, din Iași, am dus câțiva copii într-un proiect pilot, să spunem așa, în colaborare și într-un protocol de colaborare cu Liceul Agricol din Brănești, unde a susținut, să spunem așa, partea logistică, cazare și tot ceea ce înseamnă o astfel de activitate, iar copiii au desfășurat practică la Serica Rom, și Serica Rom, ca să înțeleagă lumea ce înseamnă, înseamnă viermii de mătase. Foarte interesant. Un domeniu. După care, a doua serie, au fost copii de la Brănești care au venit tot la Serica Rom. Dar viziunea mea este să, dintr-un anumit punct, sau mă rog, dintr-un anumit punct de vedere, sau mă rog, într-o perspectivă mai. Într-o etapă, sau să privim în două etape, este să avem un transfer sau practica între licee, adică copiii din Iași să meargă la un liceu din Argeș. Ca un schimb de experiență, în felul ăsta. Un schimb de experiență, care eu îl consider foarte util. Și da, copiii din elevii liceelor agricole să meargă în practică în stațiunile de cercetare, pentru că stațiunea de cercetare în sine poate constitui acea fermă didactică care în anumite zone liceene lipsește și mai mult de atât pot beneficia de informații de la cercetători care pot aduce informații suplimentare față de informațiile pe care le primesc la nivelul învățământului liceal și cumva poate vor vrea să se formeze și în cercetare. Adică eu văd un parteneriat între liceele agricole și stațiunile de cercetare, având aceste două componente și stând la masa discuțiilor cu ambele părți, nu cred că nu vom putea realiza acest schimb de practică. Practică care, din punctul meu de vedere, ar trebui îmbunătățită în sensul perioadei de desfășurare. Adică cu cât am avea o mai mare perioadă de practică, cu atât va fi mai bine pentru toate părțile. Mă duc aminte, când eram eu elev, în practica la noi, bine, noi nu eram liceu agricol, dar nu exista toamnă să nu mergem să culegem struguri sau...
Da, bine, acum să nu se înțeleagă, există perioada de practică, se face practică, dar eu vorbesc despre extinderea perioadei de practică. Am înțeles, care da, și nu mai aduce valoare adăugată. Vă referiți la o diversificare acestei practici. Da, perioada de practică s-a limitat comparativ cu perioada în care ați făcut dumneavoastră liceu și atunci tocmai asta vrem să propunem pentru a fi îmbunătățit, dar aici în învățământul clasic, profesional, preuniversitar, preuniversitar universitar este cu schimbare de act normativ, cu legislație în vigoare. Da, de aceea spun că este mai ușor de pus în practică prin învățământul dual. Da, mai aveam o întrebare pentru dumneavoastră și anume despre acele stațiuni de cercetare în Moldova care au beneficiat de aceste finanțări, MADR, văd că în afară de ADER-ul, cel la care am discutat noi mai înainte, mai există și un program MADR. Ce reprezintă? Păi nu, programul MADR este de fapt o componentă? Nu, programul MADR. MADR este ministerul care finanțează programul ADER, de fapt. Am înțeles. E programul ministerului, practic. Da. Programul ministerului, deci practic discutăm dintre... Da, bun, deci am lămurit lucrul ăsta. Da. Discuția bine, cu noastră acum stațiunile, instituțiile pot fi finanțate, cum sunt ele organizate astăzi, de Ministerul Cercetării. Da, sau de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, am înțeles. Exact, prin Academia Română. Și fiecare au programe specifice de finanțare. Da, Comisia Europeană a stabilit un obiectiv de ca cel puțin 25% din terenurile agricole ale Uniunii Europene, deși ale României, să fie în cadrul agriculturii ecologice până anul 2030. Da. Bănuiesc că e obligatoriu să aderăm și noi la acest concept, nu? Este o recomandare prin strategia Green Deal. Green Deal, da, exact. Noi avem două strategii acum puse în discuție la nivelul Uniunii Europene, Green Deal și Farm to Fork. Și avem această, să spunem așa, recomandare inițială care a fost preluată în politica agricolă comună de a crește suprafețele cultivate ecologic la cel puțin 25% până în anul 2030. Bun. România e posibil așa ceva? Adică mă refer la... greu de realizat până în 2030. Asta vreau să vă spun că este o țintă ambițioasă, chiar și pentru Uniunea Europeană, implicit și pentru România, unde noi astăzi suntem la aproximativ 3%. Gândiți-vă ce înseamnă acest efort într-o perioadă scurtă de... Da, bănuiesc că Franța e... Dar acest obiectiv din Green Deal de 25% trebuie precizat că, de fapt, este media la nivelul Uniunii Europene. Trebuie să precizăm acest lucru, adică avem state cu agricultură ecologică mult mai dezvoltată astăzi, state cu agricultură ecologică mai puțin, însă media, obiectivul care trebuie îndeplinit la nivelul Uniunii Europene este de 25%. Adică, în sumarea tuturor... Da, pentru a răspunde în timp util acestui obiectiv, să-i spunem, care a fost preluat în politica agricolă comună și cumva asumat, am decis în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale constituirea unui grup de lucru privind planul național în ceea ce privește creșterea producției agricole ecologice. Grup de lucru care s-a constituit într-un ordin de ministru, care se întâlnește și lucrează regulat. Deja, cred că este, dacă nu greșesc, la a treia întâlnire. Și am decis ca să ne consultăm periodic, ceea ce este și normal, cu mediul asociativ, adică cu organizațiile de care reprezintă producătorii agricoli în sistemul ecologic. Bine, în grupul de lucru avem și academia, adică componenta de cercetare, însă vom creona această strategie și ne vom impune obiectivele. Trebuie convinși fermierii, probabil, și nu? Până la convins trebuie să vrem și să ne asumăm ceea ce vrem să facem. Un plan, probabil, un proiect. Exact, că de asta l-am și denumit plan, acest proiect, care va trebui să ne ținem de el. Și periodic, zic eu, o dată pe lună să ne întâlnim și cu mediul asociativ, să preluăm observațiile, recomandările, să nu impunem ținte ambițioase,
Da. Și eu zic că vom realiza acest plan de care vom ține, dar obiectivele care ni le vom asuma în acest plan va fi de fapt rezultatul discuțiilor și scrierii în cadrul grupului de lucru și va rezulta în perioada următoare. Pentru că trăim într-un moment materialist, am să vă întreb, aceste recomandări sunt însoțite și niște finanțări? Întotdeauna avem finanțarea, deci, dar specific pentru acest program ecologic, refer la Green Deal. Bun, ea este o strategie care poate fi sau a fost preluată în politica agricolă comună, în politici naționale, au fost teoretic strategii independente și elementele au fost preluate, obiectivele de fapt preluate. Și întotdeauna în toate programele și cele care au fost sau sunt în prezent sau vor fi, au alocări specifice către agricultura ecologică. Pentru că eu bănuiesc că... Și nu numai. Cresc cheltuielile ca să produci așa ceva, să produci ecologic, bănuiesc că da, cresc și cheltuielile, trebuie și o anumită tehnologie, nu? Exact, costurile sunt mai mari și, da, practic... Pentru că și costurile sunt mai mari, și prețurile sunt și mai mari. Și toate ajutoarele care vin din, în ceea ce privește producția din zona Uniunii Europene sunt să compenseze costurile suplimentare de producție. Domnule ministru, eu consider că nu am încheiat nici pe departe problemele pe care trebuia să le discutăm și că mai avem multe lucruri de discutat. Noastră aveți un dar de a le explica bine. Probabil că asta e de la catedră vi se trage, nu? Că știți să explicați studenților. Dacă dumneavoastră spuneți asta, eu nu pot decât să mă bucur, dar da, așa e. Nu, vă spun, dacă n-a fost destul de explicit. Știți că Einstein avea o vorbă. Dacă toți, dacă omul ăla a înțeles, nu? Care zice el că... Da, da, da. Așa toți au înțeles, da? Așa că dacă eu am înțeles că nu prea mă pricep la agricultură, sunt geolog de meserie, înseamnă că toată lumea a înțeles. Și chiar dacă n-au înțeles, sunt oricând la dispoziție și... Da, vă mulțumim foarte mult. Acum este online-ul dezvoltat și putem intra mai... Vă mulțumim foarte mult și să nu ne ocoliți atunci când mai veniți prin ea și sperăm să veniți cât mai des. Da, vă mulțumesc și voi veni. Mulțumim, domnule ministru, pentru prezența la emisiunea noastră, mulțumim și telespectatorilor, vă așteptăm, sigur, la următoarea ediție a Actualității Regionale. La revedere!